264.000 de doze, ceva mai puține decât săptămâna trecută. Ca de obicei, serurile sunt aduse cu avioane care aterizează pe aeroporturile din Otopeni, din Timișoara și din Cluj. Este a șaptea tranșă de vaccinuri primită de România de la compania americană. Maria Moiș are mai multe informații. Bun găsit tuturor, bună dimineața. O parte din această cantitate de ser, tocmai ce a ajuns pe unul dintre terminalele cargo de la aeroportul Otopeni, vedeți avionul din spatele meu. Cu acest avion au fost transportate miile de doze de vaccin, care în acest moment sunt descărcate de specialiști, iar vor ajunge pe cale terestră la centrele regionale din țară. Cele mai multe, jur de 80.000 de doze, vor ajunge în capitală. Este cea de-a șaptea tranșă pe care o livrează compania producătoare Pfizer BioNTech în România, iar următoarea tranșă ar trebui să fie lunea viitoare, în data de 8 februarie, dar deocamdată sunt doar promisiuni. Autoritățile române așteaptă și o confirmare oficială din partea firmei producătoare. Iată că suntem în 1 februarie, data de la care se amână vaccinarea pentru persoanele care s-au programat și care au sub 65 de ani, chiar dacă vorbim despre bolnavi cronici, și asta din cauza faptului că statul român nu are deocamdată stocuri suficiente. Autoritățile vor să se asigure că vor avea dozele necesare pentru cei care trebuie să facă rapelul. Vă reamintesc că în momentul acesta peste 500.000 de români s-au vaccinat cu prima doză și puțin peste 106.000 de români au primit și rapelul, adică sunt imunizați împotriva noului coronavirus. Maria, îți mulțumim. Din tranșa de vaccinuri care vine astăzi în țară, aproape 20.000 de doze vor ajunge în 4 județe din vestul țării. Prima lor oprire este la Timișoara, de unde ni se alătură cu informații suplimentare jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu. Te urmărim, Mihai. Bună dimineața, Anca, bună dimineața, doamnelor și domnilor. În urmă cu câteva minute, aeronava care transportă dozele de vaccin a aterizat aici, pe pista aeroportului internațional Traian Voia din Timișoara. Acest vaccin necesită, după cum bine știm, un transport special, astfel că în aceste momente, cu mare grijă, dozele sunt descărcate din aeronavă și urmează să fie încărcate într-o autoutilitară care, sub pază și sub, bineînțeles, un convoi format din poliția militară și cei de la rutieră, va fi transportat la centrul județean de stocare. La Timișoara au venit 19.000 de doze astăzi, mai puține decât săptămâna trecută, când au venit 24.000 de doze din vaccinul celor de la Pfizer, însă cele mai multe doze au ajuns astăzi în capitală, 81.000. Din aceste doze vor fi transportate 14.000 la centrul regional de distribuție din Brașov. În Constanța au ajuns 22.000, la Cluj 12.000 de doze, Craiova 16.000 și Iași 10.000 de doze. Aceasta este a șaptea tranșă din vaccinul celor de la Pfizer, însă, bineînțeles, din păcate, în România campania de vaccinare a luat puțin pauză, a fost pus piciorul pe frână de autorități, au fost obligate, au spus acestea, din cauza întârzierii livrărilor atât a celor de la Pfizer cât și a celor de la Moderna. De amintire, timp bine, weekendul acesta am primit doze din vaccinul de la Moderna. Acestea au intrat în țară pe la Vama Nădlac 2, însă și aceste doze au fost cu 20% mai puțin decât anunțase inițial producătorul. Toți producătorii de vaccin au anunțat că vor remedia această situație, cel mai probabil spre sfârșitul lunii februarie, atunci când speră și autoritățile din țara noastră să dea un boost campaniei de vaccinare din România.